Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi va trebui să ghiciți pe cine cumpăr Hypercharge. Poate v-ați dat seama din thumbnail, poate chiar am pus direct, cine știe. Dar pe lângă asta vom ajunge la 19.000 de trofee pe cont. În sfârșit ne îndreptăm către 20.000. Dar astăzi vom face 100% 19.000 de trofee. Și brawlerul pe care vom cumpăra Hypercharge este... Scrolez aici până când... Da, acum apare undeva pe ecran. Probabil v-ați dat seama, poate nu, poate da, și... pe Rosan. Vom lua imediat Hypercharge-ul, îl vom lua de pe site cu 20 de lei, este o ofertă bună, dar înainte de asta aș vrea să iau și acest gadget, mi se pare mult mai bun decât ce aveam eu, și vom pușa cu Rosan. Cât are Rosa? 503 trofee, deci ar trebui să ajungem la 603 trofee pentru a avea 19.000 de trofee pe cont. Unde este a noastră Rosa? Aici este. Am ceva skin-uri, am ăsta, momentan îl ținem. Hai să luăm Hypercharge-ul. Nu uitați să vă buiți butonul blană de like, de subscribe, de clonțopel și cel mai blană mărci pe nocivanu.ro, unde găsiți de toate, inclusiv noile produse, cu noul model Nocivanu, 1.000.000 de abonați. Intrați să le vedeți pe toate. Și trebuie să apară noul nostru Hypercharge, te rog, hai să-l vedem. Toată lumea este gata, ia vezi-l. Noul Hypercharge pe a noastră Rosa. Și primim în felul următor. Rosa dă slow tuturor inamicilor când superul este activ. What? Asta e insane. Păi și dacă mai dau și gadget-ul, am distrus tot. Oare am un alt skin pe Rosa pe care aș vrea să-l am neapărat? Stai, star power-ul pe care l-am, ăsta. Îmi dă 300 heal când stau într-un buș. Wow, și ăsta e tare. Să dai cu 276 damage în plus când dai superul activ. Ar merge foarte bine și cu Hypercharge-ul, dar hai să vedem. Avem noi aici un skin fine. Ăsta, bă, ăsta e tare, mă, cu nucile de cocos. Și-a fost și la reducere, cred. Și ăsta, demonul. Aș lua unul dintre cele două skin-uri. Nu știu pe care să-l alegem. Băi, e mai potrivit ăsta, mă, e și vară, ia uite, bagă dans. Da, e ce trebuie, el vom lua cu 5.000 de blinguri. Noul skin pe Rosa este aici, Coco Rosa. Ok, frumos, o avem pe Rosa pregătită. M-aș băga pe un solo prima dată, deși s-ar putea să regret. Hopa, avem Hot Zone. Aș vrea astăzi să dăm un match și cu Berry pe Hot Zone, pentru că am vrut să-l testez pe Hot Zone. Să sperăm că nu uităm. Dacă ați bubuit butonul blană de like, apropo, deschidem și un star drop după meciul ăsta, să vedem dacă avem noroc. Bun, și acum să vedem ce poate a noastră Rosa cu noul nostru Hypercharge. Acum este full maxată Rosa. Ok, deci îmi lași mie cutia asta, să înțeleg. Mulțumesc, apreciez. Bun, avem power 1, s-ar putea să vină după noi, înghețată. Era Gale ăla, nu? Cred că da. Bă, skin-ul e tare, nu cade cocos în cap, ci dau eu lui Dynamite cu ăsta. Hai, salut Dynamite. Ce zici? Avem și Mrs. Andy. Salutare și ție. Ok, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Boom! I-am dat slow din buș. Ce frumos. Ce întoarcere frumoasă. Stăm în buș, ne refacem viața. Aici e viața, măi, pentru Rosa. În buș, frumos. Salut și ție, Colt. Săracu, bă. Bun, și acum avem Hypercharge. Știu că se face destul de ușor. Ce să mai facă, mă, Doamne. Bă, da, dai un slow insane. Hop, am verificat bușurile de jur împrejur. Facem noi o schemă imediat. Nu intri în buș? Bun, îi dăm și noi un slow. Și ăsta a fost brocul. Interesant, deși ar trebui să folosești slow-ul din apropiere mai mare. Și avem loc 1, 10 trofee, super easy. Ne băgăm la un gem grab? Sau nu, aici nu prea avem bușuri. Aici, bă, avem. Wow, un hot zone aici ar merge. Fiți atenți, deschidem un star drop, cum am promis. Mergem în capăt de tot. Dă-mi de urgență un star drop care să sperăm că este cel puțin epic. Dacă voi dați like în momentul ăsta, s-ar putea să devină epic. 3, 2, 1, like-ul blană! Rare, rare,
Rare și a rămas rare. Un mare nimic, 50 de bănuți, ok. Dăm tot cu Rosa, pentru că avem hypercharge-ul și vreau să-l testez pe mai mulți brawleri. Adică pe hărți de genul ăsta unde sunt 3 inamici. Mamă, Frank-ul, bă, și pe Frank vreau să-l maxez, mă. Că e tare rău de tot în ultimul timp. Hai să vedem. Ce avem să avem aici înghețată pe jos, ce avem? Toată lumea joacă Frank mai nou. Wow, wow, wow. Ok, nice. Hai, salut. Bom, salut și ție. Și hai să încercăm ceva acum. Când vine Frank-ul. Bun. Hai să vedem dacă intră după noi. Bun, ne dăm super-ul și intrăm. Bine, mă. Rupe tot Rosa noastră. Avem și super-ul acum. Bum, bum, bum. Mamă, ciudat al nostru. Ok. Bum, hai să vedem acum ea. Toată lumea are slow. Da, Frank-ul distruge tot low HP. L-am văzut și mi se pare insane. Dar este easy win pentru noi. Hop, avem superul la mișto. Gata, ăsta a fost win-ul. Să vedem ce scor am avut. 5-1. Insane. De aici putem adăuga la prieteni. Avem plus 13 trofee. Bun, play again. Hai mă, dacă vrea lumea play again. Pușem și noi către 19.000 de trofee. Așa urgent. Și aș vrea să mă joc și cu Barry puțin. Să mai pușem pe el. Mai ales pe hot zone-ul ăsta, pentru că mi se pare nebunie totală cu Barry. Noul brawler Barry pe gem grep pe hot zone. Rupe. Și pe fotbal rupem. Ia o piesa asta. Ce să-i mai fac eu, bă, că o distrus tot Frank-ul. Na. Și care e problema? Săracul Sandy, mă. Lasă-mă că stau să-mi iau și damage. Ce mai contează? Îi dăm un slow. Op, n-am prins slow-ul. Cum, mă? E gata, eu doar stau aici. Asta e tot ce fac. Ia să dăm slow dacă intrăm în boș. Om, și m-am întors. Hai, mă, să te văd. Ai dat slow, ai dat tot, papa. Asta a fost tot. Luăm zona și plecăm de aici. Bun. Perfect. Dăm și noi un slow aici. Mamă, dar fii atent. Eu când îmi dau super îmi și scoate orice slow. Și le dau lor slow. Nu, e mult prea OP Rosa. Deci cu ce am acum, cu gadgetul nou, cu tot, e mult prea OP. N-am ce să mai zic, 4-0. Frank-ul din nou a distrus tot. Dacă se dă play again, dau și eu play again, că nu vreau să pierd echipa asta, e mult prea OP. S-a dat play again, jucăm din nou. Uite-te cât de rapid se pușează aici, dacă ai o echipă de genul ăsta, cum am prins eu, păi pur și simplu, eu nu mă opresc, până nu pierdem un match, nu mă opresc. Și dacă depășim 19.000 de trofee, intrăm după cu, cu Barry. Prea tare Rosa. Păi da, mă, e Rosa, dar eu am gadget, am ăstea, n-ai ce să-mi faci tu mie. Ia vezi, se bate Frank-ul nostru singur aproape. Frumos. Ce zice, mă, Edgaru? Ba, 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 ba. Bă, zice, nu glumă. I-am dat un mic slow. Săracu. Bun. Ah, că n-am mai apucat superul. Erau și doi. A, nu-i nimic, eu zic că îl câștigăm și pe ăsta. Ia vezi aici, fii atent cum intru. Deci nici n-au idee ce o să-i lovească. Trebuie să vină și Frank-ul ăla. Bun. Ca să mă duc direct pe el. Nice. Am dat slow degeaba. Mai zi ceva. Mai zi ceva. N-ai, mă, ce să mai zici. Ia, dă-i. Dă-i, Frank-ule. Bă, câte superuri mai are. Mi-o distrus psihic. Mi-o prins superul la toți și l-am mai avut odată.
E, na, Rosa. Zici tu că ai tu vreo șansă, nu? Bun. Hai să luăm o dată ăsta. Perfect. Și acum venim și noi la distracție. Du-te, mă, Frencule, de aici. Tu ce vrei? Șobolanca. Mergea ea să fure repede zona. Bun, avem 2 cu 2. Mare lucru, n-am apucat runda asta, dar avem plus 11 trofee. Ia, dacă dau un de play again, dau și eu. Ems, mai vrea oare? Dacă nu, nu mai dau. Am zis full echipă. Echipa până la final, da, măi? Dați like-ul cum o da Frank și Ems. Dați și voi un like acolo. Ia vezi ce supărat Iberia acolo. Pe wallpaper. Bun. Trebuie să-l maxez și eu pe Frank, că mi se pare mult prea OP în ultimul timp. Hai, Nicolas Elrodic. Hai că am citit și eu numele dacă e. Bun, pe ne ținem fiecare zona lui. Am înțeles. Bine de știut. I-am dat slow, dar degeaba. Na, nu trebuia să fac asta. O mică mare greșeală din partea mea. Ar trebui să intru eu pe partea asta, la alta. Mamă, ce eu dau Frank-ul. Ok. Bun, o batem și... Îl batem și pe Sandy. Na, mă. Ok. Bine, n-aveam superul. Ce să fac? M-a bătut Sandy de m-a uscat. Ok, m-am supărat rău. Dă, bă, hypercharge-ul. Doamne. Din greșeală. Ok. N-am, că nu eram buș. Ok, ce face Sandy? Unde e? Nu îl prins, mă, pe ăsta. Și-au bătut joc de noi, gata. Asta a fost. Și-au bătut joc pur și simplu. Unde? Aici trebuie să ținem astea. Bun. Ok. Hai să nu-i lăsăm. Oh, ok. Bate, 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 Pems. Bun, bun, bun. Ah, dar s-a dus Lily, măi, n-ai cum. S-a dus în Shadow Room, în ce s-a dus acolo. Dar oricum, ne-am dat tot interesul, atât s-a putut. Ok. Vreau, avem 18.938, o ducem foarte, foarte bine. Vreau cu al nostru Berry. Unde o fi Berry, Berry, Berry? Ok. Și vreau un hot zone, neapărat cu Berry. Oricum, vreau să o ducem și pe Rosa în 600 de trofee. Deci o să ne dăm interesul. Dar momentan vreau să vedem ce poate al nostru Berry pe hot zone. Când am apucat să-l testez. Bun, pentru cine nu știe ce face Berry, arunci peste tot cu înghețată. Bam, îți faci superul, le dai heal la cu echipierii tăi dacă vrei. Bam, te duci, distrugi tot, cam aia e. Cam asta e tot ce face Berry. Bam, bam, îmi dau și eu heal aici. Ok. Hop. Perfect. Avem iar superul. Ia vezi, hopa. Și papa. Dai heal cu echipierilor tăi. Mai zic ceva. Dai și heal, dai și damage. Cu gadget-ul îl dai și pe ăsta înapoi. No, bine. Apare mi-am luat mai mult damage decât puteam duce. Berry. Ce fericit e Berry, auzi-l. Te duci peste ei, fără frică, fără astea, bam, te duci iar peste ei, iar le dai, iar te duci. Ce se întâmplă, bă? Prea insane, Berry. 6 cu 1. Și să nu uităm că este suport, Berry. Bun, hai să vedem Rosa. Unde este Rosa? Rosa, Rosa, Rosa. Am trecut de ea? N-au mai găsit noi acum? Where are you, a noastră? Uite-o, mă.
Bun, Hot Zone nu l-am înțeles. Knockout, ia să vedem. Undeva cu multe bușuri. Asta ne-ar interesa. Nu prea sunt bușuri pe Brawl Ball. Gem Grab? Era cu bușuri multe? Nu, nu era. Deci, momentan, tot pe Hot Zone. Aici mi se pare că ar fi cea mai pricepută. O ducem în 600 de trofee și suntem mulțumiți pe ziua de astăzi. Ăsta este push-ul. Ați văzut că în ultimul timp încerc să pușesc cât de mult pot cu 1-2 brawler în fiecare episod. Să ajungem spre 20.000 și tot așa spre mai multe. Bun. Poco Loco. Na, mă, ce m-o știut. Bun, pe Poco îl distrugem deja clar. Prea easy. Îl batem iar pe Poco, dacă am putea. M-am descurcat cât de cât, până nu m-am mai descurcat. E bine, am putea lua eventual zona asta, că am și hypercharge-ul acum și după aia să ne ducem cu putere pe cealaltă zonă. Hai mă să te văd. Ce vrei tu să faci? Ai vrut un scandal, na. Na. N-am bătut pe Poco frumos. Salutare și ție. Ce zice al nostru Poco? Bun. Na, mă. Nu, m-a bătut. Dar oricum, easy. Unde e Leonul? Nu l-am mai văzut pe Leon. Avem hypercharge, avem super. Intrăm direct cu putere. Boom. Prea easy. N-ai cum să te bați cu Rosa vreodată. Vă pupici. Am intrat acolo 1 versus 3 și am rezistat. Asta face Rosa. Pur și simplu distruge. Ok, 554 de trofee. 5 win-uri pe a noastră. Ia vezi, mi-am găsit o nouă echipă. De fiecare dată când unul dintre noi joacă așa mai spectaculos, sau mai bine zis când echipa toată o duce super bine, atunci toată lumea dă play again. Ați observat? Bine, e normal să fie așa, e evident. Însă e interesant. Interesant fenomenul. Bun, hai să vedem, mai putem câștiga cu ai noștri? Stăm și noi pe zonă, de ce nu? Opa! Picălicu, bă! Aha, s-a plăcut? Hai, pa, pa! Și intrăm frumos la bătaie. Nice. S-au dus doi, a murit doar eu. A fost perfect. Îmi place că se face hypercharge-ul extrem de ușor. Că te bagi la bătaie, știi? Ce zici, mă, boy? E, hai să ne batem cu Edgar atunci. Mă bat cu toată lumea, mă. Cu cine trebuie să mă bat? Ia, hai. Zim. Normal că Edgar o rupe tot. Lasă, că vin eu acum cu hypercharge. Îmi trebuie superul. Hai, bun, 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 bun. Și acum facem chestia asta. 3, 2, 1. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. I-am mai dat și eu un hit măcar. Bun și ăla. Avem echipă, avem valoare. Nu e problemă. Un slow aș da și eu acum. Am prins slow-ul ăla bine. Hai salut, hai salut. Ce frumos. Hai tic. Ce zic mai noștri? N-am mă că m-au bătut. Nu pot să cred. Bravo Coltu și avem o nouă victorie. Trebuie să păstrăm win streak-ul. Star player 9 cu 4. Demolare totală. Vedem dacă dau play again. Nu mai vor play again. Hai mă, să mergem și pe un solo. Să vedem ce mai poate a noastră pe solo.
Ați dat seama că pe solo iar sunt șanse mari, pentru că sunt multe bușuri, harta asta e destul de bună pentru Rosa. Și dacă prins ceva power la început, e scos. N-ai știut de gadgetul ăsta, a? Prea bun gadgetul ăsta pentru Rosa. Bom. Și avem power 3 deja, deci un început extrem de promițător. Le dăm cu nucile de cocos în cap. Bom. Perfect. N-am mă ce mă știe, mă. Mă mănâncă nasul. Hai, nu vii după mine? O, ce-o știut, mă. Păi și ce faci dacă tu... Opa! Opa! Dacă vrea să mă tragă la el. Bă, tu glumești cu mine, mă? Doamne, s-o pus ei doi, mă, pe mine. Mai zi ceva. Deci vă rog eu frumos, mai spuneți ceva în momentul ăsta. Nu știu ce puteam să fac. Poate puteam să dau un slow lui Frank și să fug mai repede. Poate să fug către Dynamite, cred că era cea mai bună decizie. Și poate așa scăpam. E, asta este. Ce face, mă, Lily, mă? Ce crede că se întâmplă aici? Ce speranțe are? Uite-l pe comics. Bă, ce faci, mă? No. Hai, mai intră în bușul ăla odată. Ai, bă, dar nu mai pot, mă, cu câți mă bat? Mai lăsați-mă 2 secunde să-mi revin și eu. 4 trofee, bune și astea. Bă, nu mai pot să-mi revin, mă bat, mai, ho, gata. Vine Lily de nicăieri cu și cu superul pregătit, normal, a se putea. Nu e nimic, mă duc să mă bat cu Edgar. Eu nu stau la discuții. Mă bat direct. Lasă intre în buș. Bun. Bun. Sutem mai de aici. E șmecheră, a? Hai să te văd, Shelly. Dar nu îl prind eu pe Colt. Am dat degeaba gadgetul. Băi, enervanți mai sunteți, mă. Nu vreți voi să vă bateți. Să vedem ce-o mai fi pe aici. Când mă mai bat eu, de ce să mor eu și să pierd iar trofee? Lasă să se bată ei. Îmi trebuie hypercharge-ul. Se bat 2 Dynamite aici pe aici. Va păru, mă, de nicăieri Colt-ul. Oh, mă, Colt-ul meu drag. Bam, bam. S-au bătut între ei, mă? Da. Doamne. Mai luăm un power-up, că de ce nu... Hai. Chiar te rog. Na, vrei tu să încercăm o schemă? Hai mai să încercăm o schemă, ia. O fi mai bună Shelly decât Rosa. Nu este. Ce zice a noastră? Flower power! A zis Piper, asta e șansa vieții mele. Și mi-a dat un hit destul de bun.
577 de trofee. Suntem foarte aproape de 19.000 de trofee în momentul ăsta, dar vreau neapărat să facem și pe rost la 600, chiar dacă nu e neapărat necesar pentru a face 19.000, dar vreau eu și 600 pe rosa. Ok, hai să vedem cine e aici. Rosa is my name. Ce zici, Fengu, dragă? Aha, aha. What? Bă, ce-a fost asta? Nici nu știam că există așa ceva. Măi, du-te măi de aici, măi. Na! Ne-am bătut reciproc. Sper că l-am bătut eu primul măcar. Nu l-am bătut eu și am pierdut și win streak-ul. Dar nu vreau, eu nu vreau teaming, nu mă interesează. La bătaie, asta este, m-o bătut. Ce să-i și fac? Bun. Se mai și pierde în viață. Dar eu sunt pe bătaie. Era să mă și bată, ce părere aveți? Șocant. Fain că poți să spargi mai multe cutii deodată. Chiar are range-ul mare, Rosa. Bun, power 5. Suntem în regulă. Un început extrem de promițător. Bom, bom, bom. Ia, și-și dau ei ciocane în cap. Opa. Ba, 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 ba. Uite-l, mă. Hai, intră într-un buș. Mersi. Sărac. Prea OP gadgetul ăsta. L-aș mai da să-i încurc pe alții, ia. Mă, tu trolezi. Mă, lăsă-mă în pace pe ăla că n-am răbdare de el. Că dacă mă bate cu power 1 o să nebunesc. Bam, 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 bam! Nu știu de ce am dat hypercharge-ul fără super, dar... Na, oricum am avut viteză. E, na. E, na. S-a dus, mă, s-a dus el în gaz. Ok, 586 de trofee, dar cred că știu de ce a făcut asta Brock, pentru că n-a stat să mă bat cu el acolo. Îți dai seama că dacă îl pușeam încet încet, îl băteam când aveam power 7, când ne-am mai întâlnit noi în meci înainte și cred că a fost el super bucuros, super mulțumit de chestia asta. Că nici pe Frank nu cred că îl bătea dacă era să se bată. Și mi-a cedat win-ul, ce frumos. Ba, 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 ba. Te pupici. Nu vine să cred că mi-a făcut superul. Bă, m-o lovi, bă. Ia el tot power-ul. Șobolanu. Și-o mai și fugit. Mai era cineva în bușul ăla. Bă, dar ce fuge brocul ăsta de m-am plictisit de el. Na, era Shelly, credeam că bat Shelly-ul. Bă, dar cum se stă, bă, bă, frate, jucați, mă, oameni buni, uite cum a jucat brocul. Bine, și eu stau ca Shelly, nu e asta o problemă, dar... Bine, meciul ăsta real vorbind nu a fost o problemă, doar m-am ofticat eu că m-a bătut brocul, cu toate săriturile din lume.
Dar în alte meciuri de fac ei echipe, fac. Aici nu s-a făcut nicio echipă. A fost ok meciul. Mă, ce vrea mă Max-ul ăsta? Lasă mă-n pace. Opa. Ha! I-a lăsat un cadou. Un cadou pentru pisicuța noastră. Doamne, cum i-a bubuit în față. A fost fun. Hai să vedem. Bă, nu cred că nimeni prin bușurile astea. Așa pare. Pare clear. Avem doar un David acolo. Ba, 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 ba. Ce zici, David? Nu mai am slow. Am hypercharge-ul. Îți fac super-ul. Flower power! Frumos! Cu hypercharge am câștigat. Fără hypercharge poate m-ar fi bătut. 595 de trofee, am ajuns bronz 3 și avem teoretic bă fix 19.000. What? No way. Fix 19.000. Uite-te și tu ce frumos arată acolo. Wow, wow, wow. Bă, la fix 19.000. Ne mai trebuie și un win pe... pe a noastră rosa și gata. Sau nu neapărat win, un top 3. Hai să ne luptăm pentru un top 3. Mă pune pe mine mereu aici la bușuri. Îți dai seama că mă duc să mă bat, adică... Ai, pierdem trofeele, pierdem, ce să facem? Ce putem să și facem? Săraca pisică, bă! Da, rosa e în elementul ei. Elementul, ce am vrut să zic? Când sunt bușuri, rosa e în elementul ei. Nu o dai cu rosa. Și uite, pot să sparg ambele cutii deodată. Prea OP. Bun, avem power 5. Ce cântă Frencu? Bă, n-o să mă bag, o să pierd doar aiurea. Am pierdut oricum. Nu mai zic nimic. E prea OP Frencu. Mai trebuie să dăm un match. Puteam doar să aștept liniștit. Dar nu, eu am vrut să mă bat. Am vrut să-i dau un hit două lui Frank. Trebuie să-l maxez și eu că e mult prea OP. Vedem acum match-ul ăsta. Trebuie să iau măcar locul 4 și avem 600 pe rosa. Ce ai făcut mă, Ems? Ai cum să mă bați tu pe mine în bușuri? Nu te-ai gândit că eu rosa în bușuri și n-ai nicio șansă? Săraca! Bun! Să vedem cine se bate pe aici. Oh, ce zici? Ok. Na, ce-ai făcut Sugus? Opa! Opa! Ia că o împing, o împing la bătaie. Na, mă, Edgar, nu te mai iert încă o dată. Ce să-ți fac? Acum doar stăm aici la pomană. Ca să mai enervăm și noi playerii. Opa!
Bă, m-o cam distrus psihic la faza asta. Bă, lasă-mă. E, na, fițarel prim o să-ți fie de râs. Hai, du-te tu acum, hai. Ba, 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 ba. Ba, 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 ce mi-a făcut el primul ăla. Doamne, și-am ieșit și pe locul 5 și am 599 de trofee. Da. Puteam să-mi dau hypercharge-ul, dar nu mă așteptam, am uitat pentru o secundă din nou care gadget-ul și mă aruncă. Ce-o stat el să facă, mă. Ok, acum și locul 5 e bun. Nu ne mai plângem. Ce vrea, mă, leonul? Te, mă, de aici. Bă, are tupeu, trebuie să recunosc. Bă, ce dă Frank-ul, mă, n-ai văzut așa ceva. Ha, mă, lasă-ne. Nu știu ce am făcut aici. Bun, nice. Uhu, ce meciuri. 10 trofee și am ajuns la 610 pe rosa. În total avem 19.015. Ușor, ușor pușăm către 20.000. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel. Toate cele bune. Mărciu blană pe nocivano.ro, unde găsiți de toate tricouri, hanorace, ghiozdane și multe, multe altele pe primul link din descriere. Inclusiv noi produse, precum puzzle game, lunchbox, pușculiță și multe altele pe primul link din descriere. Toate cele bune și pa, pa!